Are din dimineața ieri, am început celebrul proiect Power Couple. Dacă n-a auzit toată lumea de Power Couple, acum eu trebuie să am grijă să nu ne facem de râs, că de auzit, a auzit toată lumea. Ieri am făcut treabă bună, ne-am uitat și pe cifre. Încet, încet lumea se obișnuiește cu proiectul. Sigur, părerile sunt împărțite. Nu putem face televiziune chiar pentru toată lumea. De la wow, ce tare, m-am uitat cu nevastă mea la... Bă, e bun proiectul, dar e de rahat prezentatorul. Ce să facem dacă n-am filmat în Turcia și doar atât a avut Antena 1? La banii ăștia, atâta s-a avut. Te-ai jurat că nu mai transmis mesaje la... Și l-am scris cu anonim, da? Știam, da. L-ai pus de pe incognito. Atâta s-a putut, de atâta s-a putut lipsi Antena 1 timp de câteva săptămâni. Na, la următor o să luăm de la alte televiziuni dacă se poate. Bade, poți să zic ceva? Ce vrei? Ai fost foarte bine. Păi da, na. Nu glumesc. Clar, mi-a plăcut. Tu ca ce spui asta? Ca bucătar la Neața? Ca antreprenor? Ca tată de copii? Cum ca vrei, soț? Mi-a plăcut de tine, bai, să zic. Bă, dacă zici tu, că tu ești om sincer. Poți să le ai pătări de cât timp din fiecare. Eu aștept să mă laud de Florin, dar probabil la sezonul 3. Nu m-am uitat, mă, că scriam partiturile aseară. Am prins doar finalul emisiunii. Ah, da, să trage partiturile ce scris acolo. Am prins finalul de la 12 la 12 și 10, atât am prins. Partituri îți trebuie ție, Florin. Păi asta face, ce crezi? Partituri, partiuri, tu. Astăzi jucăm pentru un kit de la Taiko Spa, prietenii noștri care ne masează, ne fezandează și ne fac să fim mai drepți. Le mulțumim. Eu sunt prieten cu oameni de la Taiko Spa de ani de zile și să știți că chiar am fost client bun acolo până mi-au zis oamenii, bă, mai vină și ai investit în noi. Avem un kit complet care conține produse senzaționale de top. Kitul este de vreo 500 și ceva de euro, merită, dar avem și premiul cel mare la sfârșitul campaniei, și anume câteva zile în Malta împreună cu partenerul tău de Power Couple. Pentru astăzi a răspuns corect la întrebarea noastră, care din concurenți a investit cea mai mare sumă ieri, și anume 1000 de euro? Cine? În calendarul vieții. Emi! Ți-au câștigat? Da, și dubla banii, pentru că... Cât, 1000? 1000 de euro. Emi joacă alături de Veverița Zburătoare. Asta vreau să zic, ne-am fricat, Amodelina. Alexandra ne-a scris povestea cuplului și a și răspuns corect la întrebare pe site-ul nostru unde s-a înscris. Bună dimineața, Alexandra. Neața. Să rămână. Constanța? Constanța, exact. Ia să văd eu cine a scris aici. Ne-am cunoscut, e vorba de ea și iubitul sau chiar soțul, într-un club de rocheraș. Ce înseamnă asta? Erau rocherii mici? Da, să zicem că erau niște vârste așa mai fragile. El încerca să se agațe de mine, dar prietenul meu care nu mi-era iubit îi tot spunea să mă lase în pace. După asta a fost un adevărat detective FBI. L-am găsit pe rețelele de sociale. Am fost un adevărat. Tu l-ai căutat? Eu l-am căutat, eu am fost detectivul. Da. L-am căutat, nu, deci nici măcar nu știam cum îl cheamă. Nu mă întrebați cum am dat de el, că nu mai mi-aduc aminte. Nu te întrebăm. Deci el, săracul, voia. Prietenul tău s-a pus pavăză. Cam așa ceva. Ție ți-a plăcut ceva la el? Păi nu-l căutam altfel, nu? Și l-ai căutat, cât ți-a luat să-l găsești? Foarte mult timp, cred că o zi, două. Povestea se întâmpla acum câți ani? Acum 12 ani. Wow! Nu erau așa nebănuite căile internetului. Era Facebook era atunci, mai rău, nu? Da. Era Facebook. Păi trebuia... Facebook și după care am cerut mai departe ID-ul de Messenger ca să ne conversăm. La poliție. Acolo... Și a zorbit pe Messenger, nu pe telefon. Nu. Ai, când zicea... Și cine zicea? Și un preot la Bobonete, la podcast. Zicea că noi suntem vânători, dar... Pușca, da, ele... Pușca nu-i la noi. Da. Bun, Alexandra, îți spun așa, poți câștiga premiul de astăzi, premiul zilei, kitul complet de la Taiko Spa, cu tot felul de lucruri interesante, dar... Câștigi și șansa de a merge în Malta împreună cu el. Cum îl cheamă pe el? Marius îl cheamă.
Doamne ajută, că deși căsătorim anul ăsta, poate facem una de miere în Malta, n-a ce să zic. Anul ăsta după 12 ani? Anul ăsta, da. Pe el să-l certați, dacă vreți să-i dau numărul, vă dau numărul lui de telefon, să-l certați. Bravo, Marius. Te-ai ținut tare. Unde te grăbești, băiatule? Bravo că m-a rezistat atât de mult timp, probabil, nu? Da, da. Mamă, stai să mă gândesc, când fac și eu calculul. Deci inelul s-a scos, practic, sub presiune. Când a scos inelul? În pandemie? Acum 2 luni. Acum 2 ani și jumătate, cam așa. În pandemie. Băi, te înțeleg, Marius, deci nu vrei să știi. Hai de capul meu. Și așa s-a zis că pandemia e a doua șansă pentru ăștia care trebuie să se însoare, mai știi? Așa comentat. Păi dacă reziști în pandemie, clar că nu te mai desparte nimic, nu? Mi-a adus Badea George Coșbuc exact la nunta Zanfirei, am deschis. Bă, eu zic că e un semn. Alexandra, jocul de astăzi este unul greu și totodată ușor. Colegii mei vor fi nevoiți să ghicească cuvinte ce au legătură cu geografia. Oh. Anagramate. Oh. Băi, anagramaților! Cu cât reușesc mai repede să ghicească cuvintele, cu atât le dau mai multe puncte. Problema este că ori de câte ori spun un cuvânt greșit, eu mai pun 2 cărți, pentru că, băi, cine n-are carte... Cade singur în ea. Pun 2 cărți în mâna... Colegilor mei, mâna trebuie să stea întinsă cu fundulețul, cum a zis Duță. Duța azi este la un om care face fundulețe de lemn. Așa ne-a zis. Fundulețe de lemn. Mâna întinsă trebuie să stea pe toată perioada. Dacă nu spune o poveste, nu primește cărți. Privirea înainte spre colegul tău, mâna în lateral, drept, întinsă. Și arătați ca o balanță. Nu vă puteți uita înapoi, trebuie să ghiciți. Ce? Trebuie să ghicească Michi. Ce? Nu trebuie să facă nimic. Nu contează, Michi. Ei pot să facă ce vor. Sunt doar manechine de cărți astăzi. Bă. Și noi ghicim, da? Voi ghiciți. Și cu echipierul, dacă cuvinte. Noi greșim, mai el doar cărți. Suferă. Am înțeles. Țin cu dreapta. Atenție mare. Nu puteți schimba mâna ca la power couple. Da, când ai începem? Întinsă, Răzvan. Când începem? Dani, și așa, ai cedat, îți iau un punct din agoniseala colegului tău. Începem cu primul cuvânt în 3, 2, 1 și start. Sus mâinile. Stai, mama, n-am apăsat eu. A fost un test, Alexandra nu și-a ales cu cine joacă. Yamaha. Și să știți că eu nu văd de Răzvan toate literele. Da, nu vedem. Alexandra, cu cine joci? Da. Cu Ramona sau cu Florin? Cine trebuie să țină cărțile? Păi nu, noi ghicim. Răzvan sau Nicolae? Răzvan ține cărțile pentru Ramona și Nicolae le ține pentru Florin. Pentru jumătatea mea? Voi alege pe listei. Mulțumesc, să rămână. Da, ieri a câștigat Florin. Vedem. Chiar dacă a jucat cu altcineva. Eram cu Bucălaie. Dar minerul din... Haitorul de lemne din... Țapinarul. Nicolae, da. Țapinarul îți va folosi. Asta aduce greu, deci la orice. Deci dăm cu ciuperca, Ramona, deci da? Deci îi dăm și apoi spunem ce e acolo? Da. Nu, mai strigați numele, că eu aud foarte bine. Sunteți pregătiți? Da. Nu-mi cereți să fiu deștept ca seara la Power Couple, că nu pot fi deștept 2 luni la rând. Și seara și dimineața. Exact. Mamă, mi-a zis nevastă. Și dimineața. S-a uitat nevastă mea la mine și a zis 4 ore azi dimineață, da. 4 ore și ceva seara, da. M-am sturat de tine. Dar nu de la asta. Hai. Întindeți mâinile. Începem cu primul cuvânt pe bune. Întinde mâna, Răzvan. În 3, 2, 1, start. Turcia. Ce? Turcia. Turcia, bravo, un punct pentru Florin. Pune-i o carte. Merge mai departe. O mie, nu mie. Păi cum nu ție, dar cui? Lui. Păi nu acumulează. Nu, nu. Ce, pedeapsă? Dacă spune un cuvânt greșit. Hai, prietene. Dacă spunem un cuvânt greșit, avem 2 cărți. Ok. Handicap. Dacă doar pierde jocul, punem o singură carte. Merge mai departe cu următorul cuvânt. Suedia. A zis Ramona, a zis foarte Ramona, bine. Ramona. Puneți o carte singur, Bade. Uite, bă, bă! Bă, ce ursărie! Ce ursărie! Da, n-are coada urs. Da, da, lasă. 1-1 până aici mergem la următorul. Vorbă lungă, acum te-a găsit cadența asta. București! București, foarte bine! Eu sunt de vină, nu? Jur, primele 3 nu le văd. Așa. Când e lung. Am atrag și eu? Nu! Dar am și niște mușchi pe mine. Aici? Hai, prietene! Noi că n-a apărut! Următorul cuvânt e 2-1 pentru Florin.
Spania. 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 Poți să pui pe piciorul celălalt. Bună. Ai zis ceva, Ramona? N-am zis, nu puteam. Mă doare spatele. Haide, mai sus mâna, mai sus mâna. Sus mâna. Că n-am spus cuvânt. N-am pus. Păi n-am pus două, a pus una. Du-te acolo. Păi, prietene, n-am mai dat la liceu, n-am mai ținut. Pus atâtea greșeli ați avut până acum. Pus una, zic eu. Hai să vedem următorul cuvânt, e 3-1 pentru Flăm. Scoția! Scoția! Voi jucați, Ramona, voi jucați? Ba, Ramona! Unde stă capul? Ramona se uită la cărțile lui Răzvan. O scap! O scap! Haide! Mai dă-i! Despre ce vorbim? O scap, Dani! Ramona, ești pregătă! Dani, eu o scap! Pare că n-ai jucat până acum. E 4-1 pentru Florin. Următorul cuvânt. Milano. Milano, păi ce pune, să pune faci? Aia mare. Care? Zic Manila. 4-2. Era acolo. Jucăm cine ajunge primul la 7. La 7. Bă! La 7. Mâna sus, Răzvan. Mâna sus. Ce, mă, nu mai pot? S-a roșit la față. Vă vii la sală. Hai că-ți mai țin. Cred că chiar o scapă. 4-2. O scap. Haide, haide. Schimbă cuvântul. Mă, sigur că nu o scap. Everest. Everest a zis primul Florin. Bă, ești sur. Cum să zic că i-a zis Everest? Eu am zis, taci. El a zis, o vrăiesc. 5-2, ne prind la 7. Dar de ce nu-i pui una mai mică, măi? Mai mică nu am. Bună vestire, Brevan. Următor cuvânt, 5-2. Balenciaga. Nu mai pot. Columbia. Bă, Ramona! Colombia. Am văzut bumboce. Nu mai pot. Columbia. 6-2, mai ține puțin. Eu nu mai pot să țin. Mai pot. Ia uite ce s-a umflat Badea, nu Badea mâna. 6-2. Hai, ultimă. Și stai puțin. Braga. Braga, asta e ca nimeni. Dacă scapă Nicolae, pierd. Da, dar nu o scapă. Mai pune asta la tine. Dacă amândoi au nevoie de o pauză, schimbați mâna dacă vreți. De asta cum îi zice? Plecat, m-am chiar... 6-3 mână, bani, până serios. Acum. Mamă, 6-3, hai. Bravo. Haide. 6-3. Haide, te las următorul cuvânt. La 7 terminăm. Închide-și tu jocul, că e greu. Zi repede. Zi. Nu vezi? Ești clară? Hai, mă, zi! Zi o dată! Zi! În Marea Britanie. Nu! Care e un gând? Marea Britanie. Marea Neagră, a zis Ramona. Nu, a zis Ramona, a zis Ramona. A zis Marea Britanie. Nu, lasă, nu se pune. Marea Neagră. Marea Neagră. 6. Ce e asta, capitală? Deci e bun. Este geografie, Răzvan. Toată geografia, flotă. 6-4. Orice poți fi ieșit. Știați că Emi știe de la 3 ani aproape toate capitalele lumii pe bune? V-ați uitat la fața lui? Nu pare. Dacă îl prind, pe ăsta Emi. Haide. 6-4, mergem la 4. Hai, bă, odată! Hai, mă! Cuvânt, probabil. Zi. Cer... E tot mai greu. No, Barcelona. Barcelona și cu scorul Barcelona! De... Cu scorul de 7-3. Alexandra câștigă atât kitul de la Taiko Spa. Care și șansa să meargă în Malta împreună cu Marius, care anul ăsta a cerut-o. Nu, anul ăsta se căsătorește. Răzvane, da? Înțelegi acum de ce e grea cartea pentru unii? Da. E foarte grea. M-a dat cu spray cu gips, ia uite-mă. Așa stau asta. Mulțumim jocului. Nu mai faci sală 5 ani. Vasile Alexandri, teatru. Da. Jocul a fost inspirat chiar din Power Couple. Super, aveți niște idei acolo, bravo, să vă trăiască. Uneori, unul trebuie să reziste în relație și celălalt trebuie să fie deștept. Nu încercați să o faceți amândoi, că uite, Alexandra abia acum s-a prins. Pare că nici nu a fost deștept, dar nici Răzvan n-a rezistat. Nici nu știe ce. Marius a rezistat. Deltoizi. Eu de-aia nu mă duc la sală, că mă umflu, nu mă învin costumele, mă. Adevărat. Și-o mai și scap. Mulțumim tare mult. E ca în viață. Important este să nu scapi. Da. De seară 20:30 și mâine seară 20:30. Nu uitați că în seara asta avem proba băieților, iar mâine avem proba de cuplu și o eliminat. Să ne vedem cu bine seara la Paul.